Păi, apropo de asta, cum mers în vacanță, nu știu ce, haideți să vedem cum este cu benzina, cu prețul unui litru de benzină, de motorină. Pentru asta am invitat-o pe draga noastră colegă Greta Bogdan. Își face debutul aici, la Observatorul, de ora 12. Bine ai venit, Greta, te rog. Aici lângă mine, da, și vreau să vedem cine ai pregătit pentru astăzi. Vorbim de prețurile carburanților, care au crescut din nou. Din păcate, supărarea voastră este justificată, trebuie să vă spun asta. Și pentru a vă aduce și argumente, am venit cu niște simulări de calcul cu prețurile de anul trecut versus anul acesta. Deci anul trecut în aprilie, 2018, cât aveam? Anul trecut în aprilie litrul de motorină era undeva la 5,57 lei, vorbim despre un preț mediu. Ei bine, anul acesta a trecut de pragul de 6 lei. Ok, pragul psihologic de 6 lei. 6 lei. Benzină. Și vorbim despre un tip standard, deci nu despre cel mai scump, care poate ajunge și mai mult de atât. Bun, la benzină și aici vedem o scumpire de la 5,46 lei în aprilie 2018 la 5,91 lei. Deci ne apropiem de valoarea de 6 lei și la benzină, mi se pare extraordinar. Exact. Spune-mi puțin, hai să vedem ce avem în continuare, avem... Bun. București, Valea Prahova. Deci cât ne-ar costa să ajungem la munte, da? Exact, pentru că suntem în perioada vacanțelor. Hai mai aproape de Wall, te rog frumos, că vreau să mergem la valorile astea. Deci avem 72 de lei în 2018 versus... Versus anul acesta, deci practic un drum dus-întors, București-Valea Prahovei ne costă mai mult, iată, în medie cu 6 lei față de anul trecut. O să te întreb ceva dacă nu te superi. Cum ai calculat valorile astea? La ce consum și pentru ce mașină? Pentru mașina ta? Eu nu sunt șofer. A, tu nu ești șofer. De aici valorile astea scăzute. Până la urmă, cine și-ar mai dori un șofer în plus în București? La ce consum? M-am raportat la un consum mediu de 6,5%. Am zis să iau ceva între un consum mic și un consum mare. Deci ai luat consumul mașinii Andrei. La care ne putem raporta Andrei, cu toții. Să zicem. Cam așa. La Olivia am dublat, cred, sau mergem mult mai mult. Olivia, da, ar plăti și mai mult pentru același drum. Și iată că dacă în 2018 o persoană care merge cu mașina la munte și alimentează cu motorină plătește 78 de lei pentru acest dus întors, fără să mai punem la socoteală și traseele pe care le mai faci opriri, în vacanță, chestii, și așa blocajul mai departe, da. Între Azuga, nu? Predeal, Sinaia, Brașov? Okay. Și la benzină observăm o creștere cam tot cu 6 lei față de anul trecut. E destul de mult, iertați-mă, dar totuși... Da, pentru că toate astea se acumulează, vorbim doar de un drum de 100 de kilometri, 200 de kilometri dus întors. Bănesc că avem și marea, nu? Hai să vedem următorul. Da, am făcut o simulare de calcul și pentru cei care aleg să-și petreacă vacanța anul acesta la mare. Avem o distanță mai mare de peste 220 de kilometri și iată și costul este mai mare. Deci diferența... Și oricum e diferența mult mai mare față de anul trecut. Evident, distanța e mai mare, dar consumul mediu, hai să zicem că e tot pe acolo. Nu? Tot 6-5 am făcut calculul, am pus 225 de kilometri, cam așa e distanța între București și Constanța și iată că dacă în 2018 un șofer plătea cam 162, un șofer care alimentează cu motorină pentru un drum dus întors București-Constanța, iată că acum plătește 175 de lei. La benzină cam tot pe acolo suntem cu marja aia. 159 de lei drumul dus întors până la mare și anul ăsta, iată că scumpirea... Dar cum se scumpesc? Adică care e ritmul? Sau nu mai înțeleg. E vreodată în lună când se scumpesc toate? În ultima perioadă și o să vreau să mergem mai departe ca să explicăm lucrul ăsta. Carburanții se scumpesc constant și culmea, pentru că în momentul în care barilul de petrol a costat și 80-90 de dolari, noi am simțit această scumpire din plin. Dar acum că a ajuns la 70 de dolari barilul, iată că vedem nicio ieftinire. Deci nu depindem neapărat de fluctuațiile barilului de petrol. Nu, am stat de vorbă cu un analist în domeniul energiei și mi-a explicat că e și o perioadă de consum mai ridicat. Se fac multe transporturi, cumpărăm cadouri în perioada asta, iată, retailerii se alimentează cu mai multă marfă, iarăși alimentele se aduc în cantități mai mari și atunci cererea fiind mai mare se traduce și în prețul mai ridicat de la pompă. Deci, cu alte cuvinte, ca să traducem pentru toți cei de acasă, nu avem o regulă bine stabilită, sunt pur și simplu niște fluctuații, dar... Și depinde foarte mult de companii, de cum își stabilesc ele
Și avem o creștere constantă, da? Ce avem? Exact. Bun. În momentul de față am făcut o simulare la un plin mediu de 50 de litri. Scumpirile se văd și de la o lună la alta. Dacă în martie aveam carburanți, să zic așa, mai ieftin, iată, da, acum scumpirea e de 4,9%. Deci față de martie s-au scumpit cu 4,9%? Deci, pe scurt, un plin mediu de benzină costă cu aproape 14 lei mai mult față de luna trecută. Cu 14 lei mai mult. Greta, mulțumim din suflet. Și eu mulțumesc. Ce să zic, ne-am deprimat de marți. E marți, te rog, mulțumesc. O zi bună.